După o ședință de 2 ore la Târgu Jiu cu toată conducerea Complexului Energetic Oltenia și responsabil cu securitatea în muncă, inspectorul general de stat a mers și la locul accidentului. El a dispus 2 expertize și a fost luată o măsură urgentă. Am dispus deja 2 expertize și în discuțiile care au fost dimineață cu conducerea, una pentru drumul de acces și una pentru utilaj, plus s-a luat o măsură urgentă de a supraveghea îmbarcarea muncitorilor către locul de acces. V-ați urcat greu în acea anchetă dumneavoastră? O să fie o persoană din conducere. Complexul energetic Oltenia a mai fost amendat în trecut de către ITM Gorj pentru neregulile constatate, iar acum aceiași inspectori susțin că toți cei care au greșit vor fi trași la răspundere. A fost aplicat amenzi drastice. Cel vorbim de cel mai mare amenzi care pot fi dată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. S-au dat 2 măsuri în acest sens. Transportul este făcut de cât cu autoturisme care sunt dotate, corespunzător, repet, omologate și autorizate. Amenda a fost dată maximă 10.000 de lei de fiecare dată, iar Complexul Energetic Oltenia ne-a informat că se respectă cele măsurile care au fost dispuse de inspectorul. Condițiile sunt foarte grele, repet, am fost noi prima dată când vin aici și vă asigur de un singur lucru, se vor lua toate măsurile legale și comisia care va fi făcută va face datoria și vom scoate la iveală exact ce s-a întâmplat acolo, iar cei care vor au greșit trebuie să răspundă. Anchetele în desfășurare trebuie să stabilească și dacă vehiculul era omologat pentru transport de persoane. Pe lângă cei 16 mineri, tancheta transporta și echipamente de lucru, inclusiv butelii de oxigen, fapt care a provocat traumatisme bărbaților. Au fost 3 victime. Cauza morții pentru toți 3 este asfixia. Unul dintre ei a murit asfixiat prin limitarea mișcărilor respiratorii, probabil cu obiectele și cu oamenii din prejurul lui, n-a putut să respire, iar la ceilalți 2 s-a suprapus și aspirarea din stomac de conținut alimentar pe calea respiratorie, care a dus la asfixie și deces. Dar n-aveau fracturi? N-aveau... Primul, care v-am zis, avea fractură de stern. Aia dovedește un traumatism puternic toracic care i-a limitat respirația. Ceilalți n-aveau fracturi. 6 mineri sunt în continuare internați în spitalele din Târgu Jiu și Motru. Medicii spun că starea lor de sănătate este stabilă.